primul rând vreau să-i San Hostel, care organizăm acest eveniment. Pentru cine știe, cine nu știe, suntem stațiunea de cercetare privată din România. Cred că e singura privată care chiar face performanță. Este la Câmpia Turzi sediu. Tot ce o să vedeți astăzi sunt creațiile proprii, originale, în România, la Câmpia Turzi, începute din 2008, 2009, 2010 și aduse până în prezent. Ne bucurăm mult că suntem aici în kilometru zero al legumiculturii românești. Toată lumea știe că marca dă tonul și în sfârșit putem veni cu produse performante făcute în România pentru România. Sunt onorat să fiu aici alături de mătcași, de oameni cu care, de prieteni și chiar cunoștință, cu oameni cu care am descoperit Almeria din Spania și iată că am revenit în Almeria românească, în Matca. Cum zicea colegul meu, Matca legumiculturii românești. Consideram acest lucru pentru că din punct de vedere tehnic este probabil, după punctul nostru de vedere, cea mai dezvoltată zonă din punct de vedere tehnic în România. Sunt mândru de colegii mei și că sunt alături de mine și aș dori să prezint atunci Lucian Jidavu, directorul comercial, amiloratorul de castraveți și vinete Covaciandraș, colegul Fairfield Izoltan, amilorator de tomate. Proaspăt doctor. Proaspăt doctorand la USAMV. Marius Bârcea, reprezentant zonal partea Olteniei, Dorin Goldhammer pe partea de Moldova. Suntem aici cu acest nou brand, zicem nou, pentru că este la început de drum, brandul Hectar, un brand premium, un brand românesc premium, un brand care are în spate hibrizi, creații românești, genetică românească, cu care încercăm să țintim nișa aceasta de premium către producători profesioniști, către producători care investesc în tehnologia în legumicultură. Suntem ferm convinși că doar prin investiție în legumicultură putem să producem mai multe legume de care este nevoie în țara noastră, pentru că producem mult, mult, mult prea puțin la ora actuală față de consumul care se dorește. Aș preda cuvântul colegilor ca să vorbească mai mult despre hibrizi, despre produsele pentru care ne-am adunat aici. Zoltan, te rog. Bună ziua tuturor! Mă bucur să fiu astăzi din nou în Matca. În fiecare an mă întorc cu drag aici, știind faptul că este cel mai mare bazin legumicol din România. Sunt oameni foarte harnici aici, oameni calitativi. Am văzut și cum este și gazda noastră, domnul Stan Costel, care a dovedit, bineînțeles, profesionalism și, bineînțeles, hibrizii pe care o să vi-i prezentăm. Prezentarea asta s-a axat mai mult pe hibrizii de castraveți, dar, bineînțeles, am dorit să facem cunoscuți și hibrizii din portofoliul Hectar, hibrizii de ardei, de generație nouă, timpurii, foarte productivi, foarte rezistenți, cu multiple rezistențe, bineînțeles, și care se ridică la cele mai înalte standarde competitive. Totodată, aș dori să fac câteva aspecte generale despre noi hibrizi care în primii 2 ani s-au aflat sub denumire de cod, hibrizii de castraveți de tip partenocarpici, de tip cornișon, hibridul Prut F1, Tisa F1 și un cod 048. O să vreau să specific separat, acum ne aflăm la 15-a culegere și o să vedeți plantele că sunt un pic întârziate, au intrat un pic în îmbătrânire, dar asta a fost și scopul nostru, ca să vedeți potențialul hibrizilor ameliorați la singura stațiune de cercetare privată. Alături de colegii mei, noi avem un colectiv foarte tânăr, cu peste 10 ani în departamentul de cercetare, cu entuziasm, cu pasiune, suntem 5 ingineri care lucrăm activ, în continuu și avem o viziune de viitor. Noi nu dorim în proiectele noastre de ameliorare să facem hibrizi care există pe piața ora actuală. Noi dorim să aducem un aport peste aceștia
din punct de vedere calitativ, din punct de vedere analizelor diferitor, analize chimice, gustative, senzoriale, atribute exterioare, atât exterioare cât și interioare. După cum vedeți, hibrizii de castraveți arată excepțional. Se poate observa dintr-o simplă culoare. Această culoare impune o prospețime excepțională. Sunt niște hibrizi foarte uniformi, de tip partenocarpici, cu multiple rezistențe, foarte productive. Plantele sunt foarte bine aerisite, ceea ce ne dorim foarte mult la hibrizii noștri pe care îi ameliorăm la stațiune, ca voi, fermierii pe care îi cultivați acești hibrizi din portofoliul hectar, să nu aveți foarte multe lucrări tehnologice. Practic, dorim să vă ușurăm munca prin aportul plantei, să fie plante, nu contează din ce segment legumicol, să fie plante echilibrate din punct de vedere vegetativ-generativ, să fie plante, bineînțeles, foarte productiv și ceea ce e cel mai important, de calitate superioară. Majoritatea dintre hibrizii noștri se ridică pe grupa întâi, pe calitatea întâi, care se pot valorifica foarte ușor la lanțurile de magazine, bineînțeles și la Piața Liberă și la multe alte piețe. Astfel aș dori să fac câteva specificații legate de hibrizii noi din portofoliul de generație nouă. Am creat un hibrid excepțional, un hibrid gogoșar Tiberius cu două rezistențe la Santomona și la virusul mozaic al tutunului, un hibrid foarte productiv. Toată lumea a venit cu hibridul Traian, care bineînțeles este un hibrid mai mic ca și mărime, dar este pentru procesare. Am întâlnit foarte mult procesator care, când am mers cu Tiberius, a spus că este prea mare, dar a optat pentru Traian. De obicei, acesta este un hibrid excepțional pentru Piața Liberă, pot să spun, cu o formă excepțională și ceea ce este foarte important, cu o pulpă excepțională. Uitați ce pulpă groasă, un pericarp excepțional. Și aromă. Ceea ce am uitat să specific, noi, pe lângă hibrizii noștri, dorim să aducem aceste atribute senzoriale și, pot să spun, nutriționale prin aroma pe care o impunem hibrizilor noștri, aroma, pulpă groasă, consistență, suculență. Pot să vă arăt și hibrizii. Uitați cum arată noul hibrid Turda, care a fost cu codul 701. Numai printr-un simplu fapt că se miroase la distanță foarte îndepărtată aroma unui hibrid excepțional. Uitați grosimea pulpei. Deci ceea ce e bine pentru dumneavoastră, adică ce e important pentru fermier? Bineînțeles, calitatea întâi, aspectul, uniformitatea fructelor pe plantă, ceea ce aș trece pe castraveți. Cultura de castraveți este una, dacă nu întâmpinăm mana și pătare ungulară și așa mai departe și anumiți dăunători, este o cultură, pot să spun, foarte productivă dacă fermierul este un pic de la mediu în sus spre profesionalism. Bineînțeles, aici deja avem 15 recoltări. Vă dați seama, după 15 recoltări, noi facem calcule anuale, facem calcule la fiecare culegere și astfel tragem concluziile esențiale, nu doar pentru noi, ca să fie bun pentru noi, pentru hectar, și bineînțeles să fie bun hibrizii și pentru dumneavoastră, pentru fermier. Noi suntem mereu în strânsă legătură cu fermierii. Și am început să colaborez cu ei încă de acum 4 ani, timid cu tomate, și anul ăsta pot să spun că am cultivat ardeiul Tiberius, cu oșa Tiberius, ardeiul gras Galia, Capia Napoca și castravețul Prut. Ce am sesizat eu la acești hibrizi? Nu pot să intru în atât de multe detalii tehnice. Vreau să spun mai pe înțelesul tuturor că mi s-a părut că sunt poate mai bine adaptați la clima și solul din România, ceea ce mi se pare un mare avantaj, adică cel puțin în perioadele de stres cu temperaturi înalte, cu atac de dăunător masiv, mi s-a părut că au trecut mai bine peste aceste perioade de stres. Și dacă pot să specific, spre exemplu, despre Napoca, am avut o timpurietate cu 7-8 zile față de un alt hibrid foarte cunoscut pe piață și pe lângă această timpurietate, când ajungeam cu el la piață, datorită culorii, am reușit să-l vând cu un preț în medie cu 2 lei peste și oamenii întrebau de ce. Și le spuneam, în primul rând, pentru că e românesc și apreciau chestia asta, făceam un pic de reclamă, da? Și era o reclamă pozitivă. Și în al doilea rând, datorită conținutului de plix și al aromei care o avea de respectiv. Adică, efectiv, după ce îl gustau pe ăsta, preferau să plătească 2 lei în plus și să-l cumpere în pofida caprimei, spre exemplu. Pentru că, în paralel, aveam cultivat caprima. Același lucru pot să spun și despre Tiberius, un gogoșar care s-a comportat foarte bine pe perioada de vară, dar care are un gust ușor diferit față de alți concurenți.
Frutul îl testez în primăvară, ca și cultură mi-a reacționat foarte bine pe perioada primăverii-verii și acum rămâne să vedem cum se comportă pe perioada toamnei. Plantele le am în stadiul ăsta de 1,20 m, 1,30 m și mi se pare că leagă constant și foarte uniform. Până acum s-a comportat foarte bine. Sper să punem și noi umărul la cum să zic eu, propagarea produsului românesc și susținerea producției românești pe piață și prin astfel de campanii sau de evenimente și noi cultivând astfel de produse. Cred că ar fi momentul să dăm tonul și să ajungem la un moment în care să fim mândri că cultivăm un produs și comercializăm un produs 100% românesc. Adică semințe românești, sol românesc, muncă și trudă românească și până la urmă clienți români, nu? De ce nu? Anul acesta a fost o secetă foarte mare și ceea ce a punctat hibrizii noștri de castraveți, practic nu au prezentat sensibilitate față de acest factor abiotic. Știm, factorii abiotici sunt multiple, dar temperatură, umiditate și așa mai departe, plus, bineînțeles, și față de factorii biotici, unde sunt diferite dăunători, nu am prezentat. Acum, dacă ne puteți spune dumneavoastră, dacă au fost probleme, cu ce probleme ați întâmpinat, bineînțeles, în afară de mană, uscare, ascul, așa mai departe, nu, cultura este excepțională, adică... Da. Faptul că la căzură nu asimila calciu, dar hibridul prut a fost mai ok, mai, adică nu a avut probleme față de celălalt hibrid, calciu, cu temperaturile foarte mari, foarte ridicate. Asta e problema, nu numai doar la castraveți, și în multiple culturi cu calciu, apar mere. Fie e vorba că sunt temperaturi foarte ridicate, nu se absorbă, fie sunt temperaturi foarte scăzute, iar nu se absorbă. De aceea mulți au trecut peste pragul acesta critic, pragul critic și de aceea de foarte multe ori problema calciului este total diferită, adică foarte mulți nu înțeleg parcursul și cum trebuie administrat calciul, adică calciu este în balanță cu potasiu, dar nu trebuie acordat îngrășământul deodată, și calciu și potasiu. Planta nu poate asimila totodată. Calciu cu magneziu cu borul, potasiu separat, bineînțeles, cu în doze diferite. Și totodată când fermierul vede că nu mai absorbe planta, să lasă planta puțin să se respiră. Trebuie una, două zile, numai interveni doar cu apă, dar bineînțeles, prin perseverența noastră și prin continuitatea noastră, ne-am atins obiectivele, pot să spun, încet, încet, dar sigur putem propulsa pe piața din România și nu doar, pot să spun, pentru România, deoarece suntem prezenți pe 5 continente, vindem semințe pe 5 continente, suntem cunoscuți global și totodată de aceea putem oricând să venim cu proiecte noi. Noi în fiecare an avem hibrizi. În fiecare avem din diferite segmente, 60, 50, 40 de hibrizi, din tomate, vinete, castraveți. Dar bineînțeles, noi trebuie să alegem un hibrid care se pretează culturilor din România și tehnologiilor din România.